Acest triunghi, uh, și anume școală, uh, familie și respectiv elev, uh, elevul care este beneficiarul direct al uh, învățării, al procesului educațional, uh, familia care are la fel de mare aport ar trebui uh, ca și școala și, bineînțeles, uh, furnizorul de servicii educaționale care este școala. Vreau să vă amintesc tuturor că sesiunea aceasta, a șasea, partea a doua, se intitulează tot elevul, părintele și profesorul. Avem un prim prezentator astăzi în persoana domnului doctor Nechifor Caleb Bodniel Traian, care este doctor în teologie al Universității babeș bolyai din Cluj-Napoca. Este profesor de religie pendicostală în cadrul Liceului Teoretic Creștin Prodeo din Cluj-Napoca și slujește ca prezbiter în Biserica Pendicostală Betania din Cluj-Napoca. Dumnealui va prezenta o lucrare cu titlul Relevanța mesajului profetic în educarea tinerilor contemporani. Ne rugăm să fie, într-adevăr, o voce profetică. Domnule doctor, aveți cuvântul. Vă salut pe fiecare dintre noastră, vă binecuvintez numele Mântuitorului lui Hristos și pentru că n-am avut ocazia să vă salut în context de pandemie cu sărbătoarea aceasta și oricum eu vă salut și sărbătoarea Mântuitorului, nașterii Mântuitorului, Hristos a înviat. Vreau să văd pe vocile noastre că răspundeți adevărat că a înviat el este viu în vecii vecilor, nu mai moară niciodată și nu mai are cum să fie învins, este invincibil, cum bine știm fiecare dintre noi. În cadrul acestei prezentări am ales să abordez un subiect pretențios, un subiect destul de dificil, relevanța mesajului profetic în educarea tinerilor contemporani și în cadrul cuprinsului o să am o scurtă introducere Apoi voi aborda conceptul de profet în Vechiul Testament și în Noul Testament cu, cu, un scurt istoric. Bineînțeles, nu este o abordare exhaustivă. Pentru asta vă recomand teza de doctorat pe care am scris-o prin Harul lui Dumnezeu și care a văzut lumina, lumina tiparului în 2018. Este disponibilă la editura Mega Cluj Napoca și online se poate comanda pe MAG. Așa. Apoi e vorba de conceptul de profeție, voi aborda puțin rolul pedagogic al oficiului de profet, al profețiilor chiar, apoi promovarea profeției de la mentor la ucenic, de la profesor la elev, de la profesor la student, și apoi relevanța profeției în contemporaneitate pentru generația tânără. Așadar, să intrăm puțin într-un scurt istoric al existenței profetului, încă din epoca patriarhală avem de-a face cu un profet nu foarte, foarte cunoscut. E, numele lui este Enoch profeția lui a fost publicată undeva la peste 3000 de ani prin apostolul Iuda, care a avut doar un capitol și n-a putut să-și încheie profeția și mesajul epistolei sale, fără să vorbească despre Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, care era și profet. Apoi, în vremea peregrinului ebraic, e vorba de profetul Moise, un prototip pentru Mântuitorul. El spunea, din mijlocul vostru, el vă va ridica un profet, adică Dumnezeu va ridica un profet ca mine. De el să ascultați, e vorba de Mântuitorul, de Mesia, de Domnul Isus Hristos. În perioada judecătorilor e profetul Anonim de la Silo, care vorbește și el despre Mesia, despre Unsul, profetul judecător Samuel, extrem de proeminent în spațiul ebraic, apoi judecătoarea profetesă Deborah, Cartea judecător capitolul 4 și nu numai. În perioada dinastiei spațiului ebraic, în perioada împărățiilor, celor două împărății, celor două regate, aproape fiecare rege a avut un profet care a fost la curtea regală, pentru asta vă recomand articolul pe care l-am scris, Conceptul de Profeție Mesianică în Vechiul Testament, definire și statistici la studia UBB, Teologica Greco-Catolică Varadensis, în 2012, disponibil și online. Și acum să ne uităm puțin la statutul social al profetului. El este extrem de divers, de la cioban sau păstor și colegător de smochine, precum Amos din Tecoa, până la demnitar de stat, precum Daniel. Daniel, capitolul 1, puteți observa acest pasaj. Dacă ne referim la terminologie, termenul ebraic pentru profet în Vechiul Testament este nabi și este un substantiv care derivă de la rădăcina semitică naba și care se traduce prin a chema, a proclama, a numi sau cel ce este vorbitorul, respectiv instrumentul altuia, în cazul nostru vorbitorul, purtătorul de cuvânt, dacă permiteți expresia lui Dumnezeu. În Septuaginta, termenul nabi este redat prin grecescul profetes, care s-a format din pro și femi și înseamnă a vorbi sau a vorbi pentru altul, așa cum putem observa din Exod 4 cu 6, observați că Aron a fost vocea lui Moise, a vorbit pentru Moise, pentru că el avea o defecțiune la nivel de oratorie. Profetul în Vechiul Testament este numit și este văzut și sub numele de văzător, un Samuel 9 cu 9, prin aceasta reliefându se modul prin care se transmitea mesajul da, mesajul putea fi transmis prin ochii divini ai profetului. Da? Dacă ne referim la o definire așa mai clară a termenului de profet, a conceptului de profet, a oficiului de profet, el este omul lui Dumnezeu care primește de la Dumnezeu mesaje specifice prin metode diverse către destinatari diferiți. Pot fi o persoană, un grup de oameni sau chiar o națiune. Dacă ne uităm puțin la uh, acest lucru, să observăm că profeții sunt numiți și crainici ai lui Dumnezeu. Un alt scriitor spunea că profeții sunt ca niște fluire pe care Dumnezeu le folosește într-un mod instantaneu pentru a trezi o națiune, un popor sau un grup de oameni. E foarte important să observăm că profeția și profeții uh, au rămas în Noul Testament ca fiind valabili. Aici în Evanghelie îl găsim pe Zaharia, îl găsim pe Ioan Botezătorul, pe, o găsim pe Ana, Luca capitolul 2, pe Simion care vine și el este un profet ca să fie închinat băiatul Iisus la vârsta aceea în care era închinat Domnului. Apoi, clar, Iisus Hristos este profetul prin excelență. În Cartea Faptele Apostolilor amintesc câțiva profeți, Filip, fapte 8 cu 29, Anania, fapte 9 de la 10 la 16, Agab fapte 11 cu 28, profeții din Biserica din Antiochia, fapte 13 cu 1, Iuda și Sila, fapte 15 cu 32, Apostolul Pavel, care este un profet prin excelență, fapte 16, de la 6 la 10 și alte pasaje. În Efes, Duhul Sfânt s-a coborât peste cei ce au primit botezul cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi și proroceau, aveau dar de prorocie, dar de profet. Apoi, uitați-vă la patru fete fecioare care proroceau fapte 21 cu 9. În Epistole darul profeției este întâlnit în Cartea Romani, unde ni se spune cine are darul profeției, darul prorociei, să le întrebuințeze după măsura credinței lui. În Cartea, în Epistola 1 Corintenschi, scrisă de Sfântul Apostol Pavel, găsim conceptul de profeție și de profet în 22 de apariții. Apoi, în Cartea Efeseni, capitolul 4, cuvântul Domnului spune foarte clar care sunt slujbele care sunt date el, adică Domnul Iisus Hristos, ca și cap al bisericii, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci și lista continuă, învățători și așa mai departe. Dacă ne referim la conceptul de profeție în Vechiul Testament, o să observăm că profeția nu este nici o presupunere a viitorului, nici o interpretare a trecutului, ci așa cum scria un autor foarte elocvent, este o istorie scrisă în avans. Observați că profetismul în cadrul scripturii ocupă locul central în cadrul revelației vechi testamentare, fiind culmea maximă a apropierei dintre divin și uman. Putem vorbi despre profetism pentru prima dată în Genesa 1 cu 26, când întâlnim protoevanghelia care introduce creația, în creație dimensiunea profetică a valorii și a vorbirii divine. Uitați-vă la modul de manifestare, vă rog frumos să acceptăm faptul că prin excelență profeția se află într-o strânsă legătură cu omnisciența lui Dumnezeu, astfel că verdicitatea uneia constituie un argument extrem de puternic în favoarea și validării celelalte. Modul de manifestare, cum dumneavoastră știți foarte bine, doar vă reamintesc, e prin vedenii, prin vise, auzirea vocii divine, învăluirea profetului când Duhul lui Dumnezeu venea peste un profet, chiar prin răpiri sufletești ale acestuia, cele mai frecvent întâlnite sunt vedenia, viziunea, visul și auzirea vocii divine. Dacă ne referim la forme literare, o să observăm că mesajul profetic este exprimat prin poezie, în proză, cuvântări, relatări, dialoguri în controversă, retrospective istorice, avertismente chiar, acțiuni simbolice și, de ce nu, chiar alegorii. Structura unei profeții, de obicei avea trei dimensiuni, și anume păcatul care era prezentat în viața destinatarului, respectiv nelegiuirea, pediapsa care urmează să vină și perspectiva, adică nădejdea, dacă el se întoarce, este reabilitat. Am vrea să vorbim puțin despre rolul pedagogic al oficiului de profet și aici aș vrea să subliniez faptul că unul dintre cei mai proeminenți regi din spațiul ebraic, e vorba de Solomon, a fost încredințat profetului Nathan pentru a-l educa, 2 Samuel 12 25, și e denotat că prințul moștenitor la tron a fost încredințat unui profet pentru a-l crește. Extrem de importantă această subliniere în contextul educației. Apoi, dacă ne referim la direcțiile principale pe care le adoptă profeția și care sunt cu aspecte pedagogice accentuate, o să observăm că Mesajul profetic avea drept rol întoarcerea destinatarului spre ascultarea de Dumnezeu. Uitați-vă că există profeții transmise de profeți de la Curtea Regală din dinastia ebraică și citez aici un singur pasaj din 2 Împărați 17 cu 13. Întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduierile mele, urmând în totul legea pe care v-am dat-o părinților voștri și pe care am trimis-o prin robii mei prorocii. Extrem de important Observați și alte pasaje. În vremea judecătorilor, Dumnezeu a trimis profeți în momente de cumpănă. Știți că ei trăiau într-o sinusoidă când erau de partea lui Dumnezeu, când îl respingeau prin păcatele lor. Și la un moment dat, în judecătorul 6, de la 6 la 10, pe timpul lui Gedeon, chiar înainte să apare el pe scenă, Domnul le reproșează că, deși le-a făcut foarte multe favoruri prin eliberarea din egipteană, ei, poporului lui Dumnezeu, nici măcar nu au rămas consecvenți respectarea poruncilor divine. Apoi observăm ceva foarte important, că în mesajul profetic și în conținutul acesteia există o confirmare a legii lui Dumnezeu ca normă de bază. Uitați-vă în momentul în care regele Iosia găsește cartea legii, culmea pierdută în templu, chiar în casa lui Dumnezeu să fie pierdută cartea lui Dumnezeu, extrem de interesant, dacă nu chiar contrariat. Și observăm că a mers să întrebe pe Dumnezeu, doi împărați, 22, printr-un profet și profetul a confirmat mesajul legii pentru că totdeauna un mesaj profetic este în acord perfect cu Sfânta Scriptură. Un mesaj profetic autentic și corect din punct de vedere biblic. Apoi, conținutul și rolul pedagogic al profetului sau al profeției este descoperirea viitorului într-o situație concretă privitoare la un anumit eveniment. De exemplu, decizia cu privire la viața unui om. Uitați-vă, în cazul lui David, a regelui, profetul Gad s-a dus la el și a spus, nu ședea în cetățuie, ci du-te și intră în țara lui Iuda. Și David a plecat și a rămas în pădurea Hereți și a fost uh, cu succes în lupta aceea. De foarte multe ori, în alte contexte, uitați-vă, în Noul Testament, profetul Agab îi prevestește lui Pavel că va fi legat de Iudei în Ierusalim și că aceștia îl vor da în mâinile neamurilor, da? apoi decizie pentru o națiune. Observați când în 2 Cronici 20, profetul Hazael se duce în timpul regelui Iosafat și transmite un mesaj care avea să ofere biruință dacă era ascultat. Și acolo există o expresie care spune, încredeți-vă în Dumnezeu și veți birui, încredeți-vă în prorocii lui, citez și veți izbuti. Da? Apoi profetul Mica în 2 Împărați 22. Observați ceva foarte interesant în context de pandemie. Întreg mapamondul i-a anunțat în fapte 11 cu versetul 27 și 28, că va veni o foamete la nivel universal. În vremea aceea s-au coborât, coborât niște proroci din Ierusalim la Antiochia, unul din ei numit Agab s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Adică un mesaj profetic care are de-a face cu viitorul, întotdeauna este înainte de a se derula istoria, nu în contextul acela, da? Să fim foarte atenți și se va derula cu siguranță dacă este din partea lui Dumnezeu. Rămân aici cu lucrul acesta, cu rolul pedagogic al profeției, spunând doar că anunțarea justiției divine este un alt subiect al mesajului profetic. Uitați-vă la dărâmarea altarului de la Betel, 1 împărați, capitolul 13. Vă să priviți la profeția transmisă pentru exilul asirian, 2 împărați 17, exilul babilonian, uitați-vă și acolo este specificată inclusiv durata acestui exil 70 de ani, caz confirmat în cartea profetului Daniel, capitolul 9. Apoi Iona prezice inimicirea cetății din dar pentru că ei se întorc la Dumnezeu, observați că mesajul profetic are un rol corectiv de foarte multe ori și împlinirea e condiționată de reacția celor din jur, în anumite contexte, pentru că întotdeauna scopul lui Dumnezeu este salvarea, Oamenilor și a destinatarilor care primesc acest mesaj, nu uiți să spun faptul că întotdeauna profeția îl are în centru pe Isus Hristos, pe Mântuitorul, este cristocentrică, o profeție autentică. Citez aici, în acest context, Fapte 10 cu 43, toți prorocii, toți profeții mărturisesc despre el, despre Domnul Isus Hristos, că oricine crede în el, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Este foarte important să observăm că e imperios, necesar. Să promovăm mesajul profetic în rândul generației tinere. Aici o să dau câteva exemple, atât din Vechiul Testament, cât și din Noul Testament. Uitați-vă la școala prorocilor din timpul lui Elisei. Uitați-vă că aici avem dovada unui act educațional, a unei ucenicizări și o să observăm faptul că ei chiar locuiau în acea zonă, afirmă 2 Împărați, capitolul 6, versetul 1. Și, în mod clar, Elisei nu îi învăța cum să prorocească, pentru că mesajul profetic vine din partea lui Dumnezeu, dar Elisei, prin acest cadru, promova profeția între fiii prorocilor, expresia din Cartea Sfântă Biblia. De asemenea, e foarte important să înțelegem că Exista pe vremea Apostolului Pavel. Apostolul Pavel a zis foarte clar, în mentoratul pe care îl oferă tânărului său învățăcelului Timotei, îi sublinează să mențină credința pe care a primit-o și care s-a sălășluit mai întâi în bunica sa Lois, apoi în mama sa Eunice și este încredințat că și în el, dar nu uitați că spune, el trebuie să înflăcăreze, să promoveze, să accentueze darul care este pus în el, care a fost așezat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor, fapt reiterat și amintit atât în 1 Timotei 1 cu 18, cât și în ultimul 3, 4 cu 14. Acum ajung la momentul în care este foarte important să înțelegem că mesajul profetic trebuie să fie prezent în cadrul unei lecții. Ce vreau să spun cu asta? Cred că profesorul trebuie să fie un profet, un, ochi care, un om care să aibă ochi vizionari. Când intră în sala de clasă, el trebuie să observe exact ce se întâmplă acolo. Spre exemplu, dacă un elev are o problemă, da? Dacă un elev are o problemă. Profesorul trebuie să fie atât de cufundat în prezent și trebuie să fie atât de conectat în rețelele pe care le folosește acesta, mai ales vorbesc despre adolescenți. Eu cred că un profesor autentic trebuie să știe exact cu ce jocuri se joacă elevii lui, trebuie să știe exact care sunt provocările la care sunt expuse elevele și elevii lui, să știe exact care sunt problemele pe care le are. Eu degeaba mă duc la sala de clasă și vorbesc cu un elev despre Servicius Paulus pentru că el o să se gândească la un actor, probabil, și nu o să-l conectez niciodată la ceea ce trebuie acolo. Eu trebuie să mă duc cu un mesaj actualizat, 100% atât de actualizat încât el să mă întrebe, domn' profesor, de unde știți asta despre mine? Adică atât de profetic trebuie să fie mesajul, încât în momentul în care îi vorbesc, mesajul pe care îl transmit să fie foarte actualizat. În contextul acesta aș vrea să spun câteva lucruri despre ce trebuie să conțină o lecție de religie, cel puțin, în cadrul acesta și cum poate fi un mesaj profetic. Bineînțeles, trebuie să fie în conformitate cu programa școlară, totul trebuie să fie în contextul acesta, dar în momentul în care noi actualizăm, aplicăm mesajele pe care le transmite, trebuie să fim foarte pragmatici, trebuie să oferim exemple concrete din viața elevilor, respectiv a studenților, trebuie să fim rigizi la schimbarea principiilor și toleranți la formă. Da? Este foarte important ca uh, acest, uh, Mesaj trebuie să, să fie bazat pe procesul de mântuire ce trebuie să aibă loc în viața unui om. Deja mai vorbesc despre mântuirea uh, Lidiei din Cetatea Filipi, dacă eu nu reușesc să aduc mesajul acesta exact la inima ei, la inima lui, a eleve, a elevului, să accentueze nevoia de schimbare a omului din interior, înspre spre exterior, și să anunțe urgența asigurării vieții eterne. De asemenea, mesajul pe care îl transmite un profesor trebuie să fie marcat profund de un caracter apologetic, să apere credința biblică și caracterul infailibil al Scripturii, respectiv unicitatea Mântuitorului Isus Hristos a Domnului nostru. Ar mai fi multe de spus, dar mă opresc aici pentru că am primit deja un semnal și îmi doresc ca toți să fim niște profeți al lui Dumnezeu la catedră. Mulțumim, domnule doctor Nichifor, pentru prezentare. Sigur că profetismul și rolul asumat de profet aduc și tema autorității în discuție.